Un bărbat a murit după ce s-a spălat pe față cu apa de la robinet. Acest lucru s-a întâmplat foarte probabil după ce și-a clătit nasul cu apa de la robinet. O amibă i-a pătruns prin nas, provocându-i o infecție fatală. Bărbatul din Statele Unite ale Americii a murit din cauza unei amibe care mănâncă creierul și acest lucru s-a întâmplat posibil după ce și-a clătit nasul cu apă de la robinet. Departamentul de Sănătate din Florida, în comitatul Charlotte, a confirmat decesul într-un comunicat de presă, dar nu a oferit detalii despre victimă. Se crede că infecția s-a datorat clătirii sinusurilor, dar departamentul a declarat că încă investighează. Amiba este un organism unicelular care se găsește în sol și în apă dulce din întreaga lume. Amiba intră în organism prin nas, apoi se deplasează spre creier, unde distruge țesutul cerebral și provoacă o infecție devastatoare numită meningoencefalită amibiană primară, care este aproape întotdeauna fatală. Cele mai multe infecții provin din notul în lacuri sau râuri calde în timpul primăverii, deoarece organismului îi place căldura și se dezvoltă cel mai bine la temperaturi ridicate. Simptomele includ dureri de cap, febră, greață, pierderea echilibrului, dezorientare, convulsii și rigiditatea gâtului. Departamentul a declarat că oamenii nu pot fi infectați prin consumul de apă de la robinet și a recomandat ca oamenii să folosească apă distilată sau sterilă pentru clătirea sinusurilor. Apa de la robinet trebuie filtrată timp de cel puțin un minut și răcită înainte de clătirea sinusurilor, au adăugat ei. Infecțiile cu această amibă sunt rare, cu doar 3 cazuri confirmate în Statele Unite ale Americii anul trecut, potrivit cifrelor oficiale. Cazurile au apărut după expunerea la apă dulce în Iowa, Arizona și Nebraska. Au existat câte 3 cazuri în 2019, 2020 și 2021, relatează observatornews.ro.